Oh my god, episodul cu numărul 3, unul după altul, mă doare spatele, frate, n-am mai înregistrat atât de mult timp. Am uitat cum e. Trebuie să mă întind, chiar trebuie să mă întind. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online. Eu sunt Cosmin, sunteți aici pe Cosmin Today, pe canalul Cosmin Today. Intrăm noi frumos aici pe internet, pe rețea. Pentru că în episodul de astăzi vom aranja să facem rost de staff pentru a da drumul la club și pentru a începe să facem bănuți, da? Bun, setup staff. Setup staff-ul. În episodul trecut, în caz că nu l-ați văzut, am furat autobuzul de party cu boxe. Am făcut rost de boxe pentru club. A fost ok până la final când a încercat cineva să ne băbuie. Okay, Tony, ia să vedem. Get us our staff. You can pick them up in any order. You're collecting our head bartender, the head of security, deci barmanul, head security și încă cineva. Bring them all in here and we'll get it rolling. Mamă cum se aude. Mamă cum se aude. Hai să vedem de unde sunt ăștia. Hai să luăm pe ăsta primul, că e aproape. E aproape, îl luăm pe ăsta. Mamă cum se... Se pune. Se pune. Fail, frate, fail. Am început bine episodul. Look where you're going. Enter the vehicle. Ae! Ăla tot încearcă să tragă mine. Eu am nevoie de mașină. Numai cu o singură mașină se poate. Adrian Brody died. Ae, boss, karma. Deci o să ne chinuim ceva. Să facem... să facem aceste misiuni, pentru că există acest Adrian Brody pe în jurul locației noastre și este pus pe omorât. Nu-i nicio problemă, noi nu ne supărăm. Hai să vedem. Hai, vino încoa. Ăsta este head bouncer. Îi luăm pe toți? Deodată? Am înțeles. Am înțeles. Bun. Îi luăm pe toți deodată. Pe aici avem pe cineva. Avem unul aici. Unul aici. Și unde este... It's great to have him on this coast. Și unul unde este, mă? Man, I remember amazing at 9 when it was. Deci nu-l văd. Tony always hooked me up in LC. Hai că luăm pe ăsta. Mergem acolo și după aia vedem, îl luăm și pe celălalt. 3 sunt? A, 3 sunt, mă. 3 sunt, bun. Da, 3, că mașina are 4 locuri, nu avem cum să înghesuim pe toți. Băi, din păcate... Am stricat mașinuța așa cu parbriz, cu, mă rog, cu luneta. Că a fost ăsta nașparliu. Dar nu e nicio problemă. Eu să încerc să evit pe cât posibil. Numai ca să avem o misiune cât mai curată, cât mai liniștită. Trebuie să-i culegem pe toți ăștia 3, șeful barmanilor, șeful securității pe care tocmai l-am ridicat și încă un șef. N-am fost atent pentru că vorbeam cu voi, dar vedem. Vedem despre ce e vorba în momentul în care o să îl ridicăm. Aici zburăm un pic și noi așa. Bam! Ai mâncat? Mănânci, o să vergi un pic. Emet o stop, cum făcea reclamă pe acolo. Pe cine avem aici? Ăsta cine este? Warehouse Technician. Da. Warehouse Technician, ăsta care să lucreze cu warehouse-ul. Ăștia au fost și la... Oh, hello. It's good to be working with you both. Good to meet you. Working with you both. În francez așa. Tony, ia să ne ia de zis, Tony. That looks like Johan, your tech. He'll run the Johan. Warehouse. You know, all your other businesses, it's an important nice. Part of the operation. The da, part e. that's paying the rent. He can plug into any manufacturing you have set up and bring it through our storage here. He's a clever boy. Adică e tipul care aduce... Security, huh? You look it. Yeah, you want any of your friends to get in, I'm the guy to speak to. Oh, sure, thanks. You think with this DJ it's gonna be hard? Solomon? 50% of Los Santos yeah. is gonna be lined up outside, and I'm gonna send 90% of those fools away. I love it when someone other than me feels inadequate and judged.
Da, deci cum ziceam, gagiul ăsta o să ne mute nouă marfa de peste tot în warehouse-ul principal de la club. Ceea ce îmi place, pentru că în sfârșit nu mai stăm să ne împărțim între diferite warehouse-uri. Totul o să fie într-un singur loc și o să fie mai ușor de vândut marfa. Foarte bună ideea. E binevenită ideea și e foarte, foarte, foarte bună. Foarte, foarte bună chestia asta implementată. Și acum mergem pe plajă, pentru că nu putem să luăm decât de pe plajă. Aaa, Gagica e bartenderul. Nice. Nice, come on, come on. Hai, tanti, mai repede. Ce ai făcut? Ai petrecut până dimineață? Și acum merge așa ușor. I can't tell you how psyched I am to be working the bar at your club. And shit, Marcel's on board. And sorry, I don't know you. Hey, babe. Hey, Johan. Johan. Yes, Tony. You got Connie, the liquor lady? At Tony. The bar, we're keeping it simple. Beer, shots, champagne, of course, and some really top drawer whiskeys. This girl does simple better than anyone else in the business. Doing simple really fucking well is an art form. You'll see. So is this everyone? Are we going to work? Look at you, all eager on your first day. Okay, Tony, Solomon, damn right we're eager. Yeah, yeah, okay. We all are. The warehouse is gonna be pretty sweet too. The network they set up is like lightning. Okay, nu-i pasă. Okay. Nu-i pasă. I'll come down and check it out. One day. O să vină și șeful de la security să verifice într-o zi despre ce e vorba cu warehouse-ul ăla. Între timp, eu chiar sper să ajungem la destinație întregi de data aceasta, să nu ne mai bubuie nimeni. Oare credeți că reușim să facem chestia asta repejor, așa repede repejor? Hai că nu mai avem foarte mult. Frână. Și, hai că putem. Take the staff to the nightclub. Da, am înțeles asta. Asta făceam oricum și fără să citesc. Ia. This is it. All right. Super. Super, am luat și stafful. A fost o misiune ușoară față de cea cu basul. All right. Galaxy, frate, asta e. Yeah. Oh, perfect. Ce bine. Come here, look at this. I love it. Galaxy. What do you think? Nice, nice. I think it's 100. Oh, alo, Doamne. Ce facem, mă, și ăsta? I am the opening DJ. Get the crowd bumping. Get the millennials boys with the wooka wooka wooka. Go away. What? Go get me some celebrities for opening night. Put up in the VIP lounge if you have to, but you will not be DJing. My glow stick. Oh. And my glow stick. Oh. Let me show you what we got ready for you. Come downstairs. Ia să vedem ce ai făcut. I do not nor want to know what's going on down there. I will plead absolute stupidity. But if you need my help, anytime, count on me. Ooh, now, this place is nice. Fully operational, nice. I don't do the tax returns, and I don't deal with whatever goes on down here. Now, I'm just a club manager, but if you happen to, say, fill it with some, various products of your illicit businesses, I could probably help you sell them. All right, now, everything else on the computer over there, and in the office. Shall we head upstairs? Hai să vedem. Here's our private office. Man, arată rău, chiar arată bine. Where you'll run things, my desk is over here. Hear no evil, see no evil. Good. All right. Let's go get a quick drinky at the bar. Brave. Ce fac ăștia, mă? Think of nothing. David Guetta. Ce faci, mamă? Cu ăsta pe aici. And brave. Ăsta o să doarmă. Ain't amazing. Hello, Tone. Sniff. Ah, no thanks. Hey, baby. Four shots. Good news. The big European is on the wing. Private, of course. Spared no expense, as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? And when you get back, we shall have ourselves a little party. Solomon? Yeah. Here's to Galaxy! Woo! Here's to Galaxy! Jesus. Ce boom am acolo. See you shortly. You alright, lads? A little fucked up. Hai să luăm pe Solomon. Bănuiesc că asta trebuie să facem acum, să mergem să luăm pe Solomon. De unde luăm pe Solomon, însă nu știu. I-au luat un avion, adică bănuiesc că vine cu un avion privat. Hai să vedem.
Alright, alright. Collect Solomon. Același vehicul. Cine este asta? Ah, asta e David Guetta. Mă rog. Hai să mergem. Collect Solomon from LSIA, Los Santos International Airport. Don't know what's about to happen to it. Solomon, our Slavic savior. There will be rhythm. There will be groove. And above all else, there will be feels. No one does emotional like that Balkan beast. Believe. Bring the tears to check. No. A 2-hour Solomon set's done more for me than 10 trips to rehab. And I don't know how long on a couch talking to a head shrinker. Hi, frate, pe bune. Just thinking about it. Let's get started. Vă dați seama că după ce o să termin de înregistrat de înregistrat pe aici va trebui să să ascult și eu, nu? Să ascult și un pic de Solomon. Los Santos needs some nightlife. I mean, as much as I love hitting the troop with lonely old rich guys in their hills, but it's getting a bit boring, isn't it? Not very spiritual. Somewhat lacking in the old transcendental power of a bunch of nutters giving it some. Sweating on the dance floor. Solomon's melodic madness coming through the system. No, sir. This, just what the doctor wants. Yeah, am ratat intrarea. Pe cealaltă parte, da? Ok. Pop, pop, pop. Hai, Davy, hai să mergi să luăm pe Solomon. Să-l așteptăm, să vedem pe unde vine. Să-l întâmpinăm cu brațele deschise și să înceapă să ne cânte în clubul nostru ca noi să putem să facem restul operațiunilor. Let's go! Hey, opa! Solly! Yeah. I think we see your plane coming in! What do you mean he's missed the runway? No, he can't be passed out! Not with all them uppers in his system! Get up there and do something! Nu cred! A leșinat! A leșinat pilotul! Jesus, Dave, there's so many buttons! Just press one, it's what you do for a living! Ha ha, but he's a fucking pilot! Come on, you've got this, my son! Make me proud! Whoa! Santa's not making me very proud! Faci, mă, nu muri! Okay, don't worry, I'm back! For crying out loud! Oh, okay. Okay. I got it. Whatever you press before. Alright, okay, cool. Don't press it again. Proper bad juju, mate. We might be about to lose our DJ. Hai să mergem să-l culegem. Hai că trebuie să-l culegem. Super tare. Downtown. Head downtown. La o parte. You're gonna need to get it together, old son. Where is the man I love? Cool as a cucumber. Nu cred că am luat-o foarte bine. Getting proper rowdy. That's the Solomon on the right. Da, putem să-l luăm pe aici? Da. The man who saved my bacon and my soul. Take control, soul. You've got this, boy. Uite așa. Lovely, lovely. You up there? Very nice. Now you watch telly, don't ya? Streaming, whatever. Așa, pe aici. Then you've seen it done a million times. Grab the stick and act like you know what you're doing. Bun. Pe aici. Woo! What? Shit. You all right? Oh, thank God. Bun, așa. Now, you know what not to do, okay? Point the stick again. And keep the sky up there. The earth down here, hey? Hai să vedem, mamă, chiar trebuie să-l prindem pe ăsta. Bă, omul DJ cu acum pilotează și avioane, nice. Check it, he's over Legion Square. Easy does it, alright, easy does it. Mellow vibes. Bun, hai. Mellow, mate. Fucking Papa. Chill. Monday afternoon, on the beach, recovery mode, dreams. Mamă, mă enervează asta, deja mă enervează. Davy! Know what I mean? Nu mă supăra. Give the pilot a kick, alright? Still out? Bollocks. Hai să încercăm să-l prindem, să vedem. Să nu-l pierdem din vedere. They've left the city. Get on the freeway. Imediat. Uite, îl văd. Îl văd și intrăm pe aici. Search it. I mean, on your phone. Așa.
Și acum... Uiha! Uite așa. Bun. Și acum hai să-l prindem. Acum hai să-l prindem din urmă. L-am urmărit prin tot... prin tot orașul, acum trebuie să-l prindem. Solomon? Hai, Solo. Hai, Sol. Shit in my pocket. The bugger's gonna try and land it. Păi n-ar fi normal. Doar nu vrei să-l țin așa în aer. În continuu. Trebuie să-l și coboare la un moment dat. Și acum e foarte bine pentru că este pe câmp. E o decizie foarte, foarte bună. Nu știu ce aș fi făcut, cred că m-aș fi căcat pe mine de frică. Dar asta e partea a doua. Eu sunt mai fricos de fel. He's over Bolingbroke Pen, the psycho. Hai mă odată, dar știu că mergi departe de clubul nostru, pe bune. După aia trebuie să te duci și la club înapoi, nu? Ai pretenții de-astea. Hai că acum avem shit și sesiune plină. Bravo mă! Deștept Solomon ăsta. Oh! Op, op, op! Eroină! Op, op! Unde ești mă? Hai! Hai anul ăsta, aterizăm și noi. Uiii! Bravo mă! L-ai aterizat. Ar trebui să-i dăm bani în plus, pe bune. Hai că-l luăm acum. Bravo mă, bravo! Super tare, omule. Super tare. Solomon. Боже мой, Dave. Where did you find the pilot? Chopping a range he was, son. No expense spared. Come here. Ce a făcut? Acum s-a trezit? Acum s-a trezit? Ce facem asta? Twat. Right, driver. Drive on. Driver. Eu sunt ăla care are clubul, mă. Eu am venit cu banii. Show him his digs. Și că driver. Auzi, mă, driver. Băi, oameni, simțiți, mă. Nu recunosc valoarea nici dacă o am în față, la volan, conducând. To be honest, Dave, that was pretty intense. That's it, big man. What doesn't kill you, right? I've never been in a plane crash, I grant you, but I've had some bad trips, me, and I always find the spiritual path. Next time you hire the pilot, see how you like being in a plane crash. He was excited to see you, so he may have overindulged, is all. You have no effect on people. You get intimidated. Anyway, bygones and all that. Have a glass of wine, put some tunes on, hit a vape. It's legal after all. You'll be right as rain. No, no, I'm cool, okay. Excited to play, Les. Nice. Băi, foarte tare că au reușit să facă colaborarea asta. Hey, you met this guy? Owns Galaxy. I thought it was Tony. Nah, Tony's the looks. This one's the brains. Ooh, good to meet you. You must be pretty cool. Coolest cat in town. Genius brain too. Nice, mulțumesc, mulțumesc. Thinking. Mulțumesc, mulțumesc. You guys will get along swimmingly. Let's have some fun. It's going to be good. I got a good feeling about this. Yeah, me too, mi old maca. Me too. Hai băieți, încă 2 km și ajungem la club. Vă prezint clubul și începem să-i dăm drumul la petrecere. Didn't have dance music culture to begin with. Couldn't see it go to shit. London. The state of London, mate. Every decent venue stripped out, turned into a sushi joint. Can't eat a spider roll without staring at some exposed brickwork I chucked up on in the early 90s. My bat suits. Oh, they were some good pills, but Christ alive, did they make me chuck it. Nu prea te înțeleg. Ești un mini dubios, dar ce personaj din acest joc minunat nu este dubios? Ah, doamne. Hai. Băi, sincer să vă spun, îmi place ideea asta, dar un pic plictisitoare. Un pic plictisitoare, plictisitor tot setup-ul ăsta al clubului, dar plăcut. Sucasa, their casa. They don't know what they're in for. Come on, let's hai do să it. Vedem. Măcar a plecat ăla de aici, de la clubul meu și m-a lăsat în pace să-mi fac treburile. Și intrăm în club. Bumți, 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 bumți. Da.
Too much. Iar așteptăm. Exact. Așa mă, follow me. Transaction pending. Okay, mate, wait for talent. Celebrity a walking. Hey. Așa, fă poze. Just down here. Here we go. Watch out, old bean. Solomon, baby, come here. Oh. Yeah, sorry my flight was delayed. He's a little shaky, but he's gonna be all right. I'm sorry I never met you, but I'm a massive fan. Massive fan. Me too. Solomon, V-Gates, Actung. Yo, I've got some serious ED. Oh, I'm sure you do. No. EDM. I made a whole USB of tracks that I produced. This is Laszlo. Hi, 10. Too slow. Wait, come on. Right, shall we? I'm a DJ too. I spin at a lot of, you know, birthday parties for kids to make extra money. Because I can't always pay my rent because I live in a mansion. I'm a baller. I'm not desperate. I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, Jesus. Here it is. Oh, we've done it. Nice. Party. We got the fucking party. We are the fucking party. Excuse me. Nice. Have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational, whatever you want it. Dar eu vreau să stau aici în club. Hey, baby. That's nice dress. The timeless class of latex. Let's go. Bă, mișto, îmi place. Oh, Doamne. Oh, Doamne. Dar de ce nu se aude muzica? Yes. Well, Jesus. Tonight at the opening of Galaxy. Yeah, Los Santos has finally figured out. E posibil să nu se audă muzica pentru că am dat eu muzica la minim, să nu iau copyright pe YouTube. DJ Laszlo. In welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is Ibiza. In the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. All right? Please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! Woo, yay! This guy. Yeah, sunt curios de treabă. Let me think about it. Okay. Great. Settings, audio. I'm gonna fucking get laid. I'm gonna be down here with the chicks. Da. Fucking grinding, e și muzica bro. Pe fundal. Molly, așa. Molly. Da? Și acum se aude și muzica. Da, se aude așa ușor. Tum tum tururum. Tum 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 tururum. Tum 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 tururum. Tum 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 tururum. Și nu-i bine, nu-i bine. Acum vom da audio-ul pe minim. Nu de alta, dar chiar nu vrem să le luăm copyright de acum, da? Sau, hai mă, de fapt încercăm un pic, poate, audio, music, așa, ușurele de tot. Fraților, am reușit să dăm drumul și la nightclub într-un final. Foarte, foarte bine. White Solomon T, nice. You can also hold E to dance anywhere in the nightclub. Nice. Îmi place, bun. Woohoo! Pam, 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 pam. Și dansăm. Chiar dansăm. Boost intensity. Drop intensity. Bam, așa. Nice. Bun, gata, am și dansat. Ne-am distrat. Și acum hai să vedem, pe unde avem. Deci cam astea sunt cei care dansează. Nice. Și pe acolo pot să urc, dar pe unde urc? Mamă, câtă lume, frate.
Tum, 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 tum. Uhuhu! Așa. Sparge chestii, noi mergem jos. Bun. Aici ce este? Ce e aici, mă? Aha, aici este, cred că este garajul. Da, aici e garajul. Aici e garajul și bănesc că sus o să fie depozitul, nu? A, nu, aici este office-ul. Nice. Office-ul. Și aici putem să vedem? Awesome. De aici putem să vedem totul. Super, super tare. Super tare. Bun. Ok, hai să vedem un pic la calculator dacă mai avem ceva de făcut. Asta e calculatorul celălalt, calculatorul lui Tony. Vreau să vedem dacă putem să facem niște upgrade-uri și atâta. Watch DJ Livestream, Access Nightclub. Nu mă interesează DJ Livestream acum. Okay, uite aici, ia să vedem. In my day, you did this with a rotary phone and some chutzpah. Now it's grabbed, chuspa. Clicked, ce era la mă? And you'll know you're broken, washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Dada, for taking the joy out of life. Hai să vedem ce facem. If you've got half a brain, you'll know what's happening just by walking around the place. But this home screen will show you the club's popularity and the warehouse's stock in nice, easy-to-understand charts, like you're an idiot or an investment banker. For the club, popularity means feet are coming through the door. There's cash in the tills and everyone's happy. Super. For the warehouse, your techs will push your other businesses to generate illicit goods, and they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire under this one roof. Nice, asta e bine. The work, buying, stealing or producing, and all you need to worry about is selling the stuff, offloading illegal product and bringing in nice legal laundered cash. Nice, bun așa. Nice club management. Club management tab and you'll see some more numbers if that's your kind of thing. Full house. $10,000 daily income. You guessed it, promote club. The staff, the DJs, me, we'll all be doing everything we can to run a banging night. Da, suntem deja în popularity. Increase popularity and bring in cash, we'll need to promote it. Run a job and you'll see what I'm talking about. Okay. Then this is the warehouse page. Resident DJ. Any and all of the illegal businesses you own registered here. Assign a warehouse tech to the product you want to stockpile, and they'll use your established network to bring that in. At no additional cost or effort to you. You've got one tech at the moment, but you can hire additional people for additional products on this page too. Bun. Upgrades. This is the upgrades page. Ia să vedem. Improve security or modernize some of the equipment downstairs. Whatever you need to increase productivity. Equipment upgrade, sigur, confirm. Staff upgrade, yes. Am dat upgrade la bartenders. Will reduce daily popularity loss. Deci purchase of this upgrade to hire additional bartenders and bouncers. This will reduce the daily popularity loss of the nightclub. Ah, ok, și security upgrade. Install security guards and surveillance equipment. This will reduce the likelihood of the nightclub being attacked by enemies. Ok. Să le avem pe toate până la urmă, nu? Dacă avem bani, de ce nu? Să fim safe. Resident DJ. Any DJs Dave is talking to will show up here. Then you can choose who you want in residence. Solomon's all we've got right now, but from the way the crowds are going for it, he might be all we need. Check back here soon. Adică în momentul în care o să mai facă update-uri, o să mai apară aici rezidenți noi. Bun. Ok, hai să facem să luăm ceva de aici. Technician for 141,000 confirm. Da, angajăm toți tehnicienii pe care avem 240.000 și 312.000. Ok. Și acum avem așa, cargo and shipments, organic produce, cash creation, pharmaceutical research. A, nu mă, stai, deci ăsta este așa, da? Apoi ăsta, cargo and shipment. Ok. Bun. Sporting goods. Bun. Ăsta organic produce. Ăsta cash creation. Și ăsta ăsta. Bun. Ăsta ce are? Nu mai vreau cargo and shipment. Ăsta e pe sporting goods. Ăsta e pe organic produce. Ăsta este pe cash creation. Și ăsta este pe pharmaceutical research. Bun.
Lovable goods, goods accrued și goods sold. Bun. Nightclub manage și ok. Bun. Bun, bun, bun. Ok. Dragii mei, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați un like, un comentariu și abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri. Eu am fost Cosmin și până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Salutare!